Bun găsit la raportul de gardă! Sunt Maria Corbu, iar astăzi, alături de domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, vom discuta despre domeniul diabetului. Mai exact, în cadrul Congresului Asociației Europene de Studiu al Diabetului, a fost publicat un document foarte important și anume un ghid de management al pacienților diabetici. Exact, este vorba despre o lucrare de consens, așa se numește, a diabetologilor din Europa și a diabetologilor din Statele Unite. Este vorba despre consensul asupra tratamentului hiperglicemiei persoanelor cu diabet zaharat de tip 2. Nu mă pot abține, un material citit deja de 4400 de persoane pe raportul de gardă.ro și e absolut normal să fie citit, pentru că numărul de persoane care suferă de diabet în România este foarte mare, numărul persoanelor care suferă de prediabet este foarte mare, în total sunt aproximativ, potrivit datelor din studii, sunt aproximativ 5 milioane de persoane și în mod evident nevoia de informare este pe măsură, dar și nevoia de a găsi cumva o formă de standardizare a tratamentului, a managementului acestor persoane, nevoia aceasta este cu atât mai mare. Și e mare, după cum spun și experții, pe fondul creșterii numărului de soluții de tratament care au apărut în ultima perioadă. Sunt aproximativ 14 clase de medicamente folosite pentru tratamentul diabetului și sunt zeci de mecanisme implicate în apariția diabetului de tip 2. Deci, având foarte multe medicamente, era în mod clar nevoie de o standardizare. Ce spune important studiul, vorbind despre părțile bune, consensul, vorbește despre importanța faptului ca deciziile de tratament să fie centrate pe pacient. Cu alte cuvinte, un ghid realizat de medici vorbește despre cât de important este să pui pacientul în centru. E foarte important, cu atât mai mult cu cât cea mai mare parte a vieții un pacient cu diabet zaharat o petrece în afara spitalului. Și atunci este foarte important ca lui să-i oferi variantele cu care se simte confortabil, cu variantele la care este aderent și compliant din punct de vedere terapeutic. Apoi, un alt lucru important este, aș putea spune, începutul unei revoluții pentru diabetul zaharat, chiar dacă consensul mai degrabă ne invită pe noi să deducem asta decât o spune clar. Tratamentul diabetului în mod clasic ținta hiperglicemia, de altfel și consensul vorbește despre tratamentul hiperglicemiei. Numai că pune pe aceeași linie cu țintirea hiperglicemiei evaluarea riscului cardiovascular a persoanei cu diabet zaharat, pentru că aceste complicații și complicațiile cardiovasculare reprezintă principala amenințare a bolii. În sensul clasic, diabetul nu doare, dar complicațiile, infarctul miocardic doare, accidentul vascular cerebral doare, amputația doare. Și așa mai departe. Deci, din acest punct de vedere, din punct de vedere conceptual, pe lângă țintirea hiperglicemiei, pe aceeași linie se află evaluarea riscului cardiovascular. Nu e un lucru simplu, pentru că diabetologii, nu e în fișa postului unui diabetolog să evalueze riscul cardiovascular, iar asta va presupune o colaborare mult mai strânsă cu cardiologii și presupune și accesul la servicii de cardiologie care să poată să facă o evaluare a riscului cardiovascular așa cum trebuie. Apoi, din punct de vedere terapeutic, nu este lipsit de sens faptul că riscul cardiovascular e atât de sus pus în acest consens, pentru că în ultima perioadă au fost dezvoltate terapii și vom vedea și în articol, au fost dezvoltate terapii care au beneficii tocmai pe riscul cardiovascular cu scăderi impresionante de aproape 40% în unele situații de scăderea riscului cardiovascular. Deci nu e lipsit de sens să evaluăm acest risc de la început, pentru că vom ști că putem să oferim persoanei respective o soluție de scădere a acestui risc cardiovascular. Într-adevăr, și întrebarea care se pune pe lângă riscul cardiovascular din diabet este dacă aceste terapii foarte eficiente la diabetici pot să fie utilizate și la pacienții fără diabet care au nevoie de o scădere
a riscului cardiovascular. De ce am spus și acum, sigur, intrăm într-un teritoriu mai degrabă al speculațiilor, pentru că încă nu avem date suficiente sau chiar deloc din studii care să susțină această ipoteză. Însă, dintre aceste medicamente care au intrat în ghiduri, unele dintre ele sunt studiate și la persoane care nu au diabet, deci nu au hiperglicemie, ceea ce cred, dacă aceste studii vor fi pozitive într-un final, pe lângă faptul că ne vor arăta că aceste medicamente antidiabetice funcționează și la persoane fără diabet, ceea ce pare un nonsens, cred că va duce la ceea ce sugeram mai devreme și anume la o redefinire a diabetului zaharat. O redefinire din perspectiva evaluării mai degrabă acestor riscuri cardiovasculare în principal, la care sigur că se conectează și sau alături de care continuă să fie și hiperglicemia. De altfel, prima linie de tratament, trebuie să o spunem, este metformin, e un medicament folosit de zeci de ani și care are proprietăți evidente și imediat după metformin, la persoanele cu risc cardiovascular crescut, se recunoaște valoarea acestor clase noi, despre care se scrie și în articol, și anume agoniștii receptorului de GLP-1 sau inhibitorii de CGLT2. Acestea sunt medicamentele despre care am vorbit. Asta e partea terapeutică. Consensul vorbește despre centrarea pe pacient, iar o componentă esențială pe care o recunoaște este și stilul de viață. Și cred că aici iarăși este un punct important asupra căruia probabil că va trebui să insistăm și în continuare, pentru că nu e suficient să-i faci niște recomandări pacientului să schimbe stilul de viață, trebuie să-i spui la modul concret și personalizat ce trebuie să facă și mai ales să-l evaluezi. Să evaluezi în ce măsură și-a schimbat stilul de viață. De adevăr, nu este importantă doar complianța la tratament, ci și complianța la aceste schimbări în viața de zi cu zi. Care sunt tot un fel de tratament. E prima linie chiar înainte de metformin. Și aș mai spune un lucru, că în acest arsenal mare de tratamente în diabetul zaharat de tip 2, la persoanele care sunt și obeze, a intrat în arsenalul terapeutic și este recunoscută ca atare chirurgia bariatrică. Este o metodă de tratament care are din ce în ce mai mulți adepți, are din ce în ce mai multe rezultate. Pare că este într-un punct în care se consolidează și din punct de vedere științific și cred că în acest consens recunoaște chirurgia, valoarea pe care chirurgia bariatrică o aduce la acei pacienți care chiar au această indicație. Într-adevăr, având în vedere că scăderea în greutate este un element foarte important pentru controlul diabetului zaharat. Sau chiar pentru prevenirea instalării diabetului zaharat. Într-adevăr. Cam acestea cred că sunt lucrurile cele mai importante. Eu cred că este începutul unei revoluții în diabetul zaharat. Toate aceste elemente despre care noi am discutat și care se regăsesc în articolul de pe raportul de gardă ne arată că suntem la începutul acestei revoluții, cu toate că, așa cum spuneam, consensul păstrează chiar în titlu ideea de tratament al hiperglicemiei. Diabetul e mult mai mult decât creșterea glicemiei, înseamnă aceste riscuri și cred că este rațional și avem și cu ce să ne propunem să țintim aceste riscuri de la început. Adevăr. Dacă doriți să aflați mai multe despre diabet, despre acest ghid și despre mai multe descoperiri din cadrul congresului, vă invităm pe site-ul nostru raportuldegardă.ro și pe pagina de Facebook. Vă mulțumim că ați fost alături de noi!